Expozițiile temporare, dar și exponatul lunii găzduite de Muzeul Municipal din Râmnicu Sărat sunt în fiecare lună o ofertă tentantă pentru toți iubitorii de cultură. Proiectul Exponatul Lunii a fost demarat de Muzeul Municipal din Râmnicu Sărat în urmă cu mai bine de 2 ani, din dorința de a impune publicului anumite lucrări și piese extrem de valoroase din patrimoniul muzeal conservat. Exponatul Lunii Februarie îl reprezintă o lucrare care aparține medicului lui Ioan Drăgescu, un mare iubitor al istoriei naționale. Lucrarea evocă mișcarea țărănească a lui Horia, Cloșca și Crișan de la 1784. Am ales ca exponat 1784, scrisă de medicul Ioan Drăgescu, un iubitor al istoriei naționale și un promotor al ridicării claselor sociale a țărănimii, care acum 100 de ani, 134 de ani, a scris această lucrare pentru a onora memoria martirilor de la 1784. Muzeul Municipal Râmnicu Sărat invită iubitorii de artă și la o incursiune plină de culoare și emoții în cadrul expoziției temporare de acuarelă, ce va fi deschisă publicului încă o săptămână. În această lună, Muzeul Municipal Râmnicu Sărat găzduiește o expoziție temporară de acuarelă. Este vorba de o expoziție de artă plastică, curator fiind domnul Alexandru Măciucă, un critic și istoric de artă, care a reușit să adune 4 acuareliști din București să ofere râmnicenilor această expoziție, care va mai sta pe simezele noastre încă o săptămână. Muzeul din Râmnicu Sărat funcționează în clădirea fostei stareții, aparținând mănăstirii cu hramul Adormirea Maicii Domnului, obiectiv aflat pe lista monumentelor istorice.